Polițiștii serviciului rutier și cei ai biroului pregătire profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, împreună cu polițiștii motocicliști din cadrul Blue Kings România 4, specialiștii Registrului Auto Român, cei ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, cu sprijinul Clubului Moto Legio Phoenix, Corpului Național al Polițiștilor și Școlii de Conducători Auto AEO EMI Vaslui, au desfășurat o activitate preventivă informativă pe linia circulației rutiere și prevenirea accidentelor destinată tinerilor motocicliști. La această activitate avem partener Inspectoratul Școlar Județean, cu ajutorul căruia am reușit să facem această mobilizare, da? Avem alături Registrul Auto Român, care o să vă dea câteva detalii despre deficiențele tehnice la autovehicul. Avem Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, prin serviciul rutier, prin biroul de pregătire profesională, de la biroul de pregătire profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, îl avem pe domnul inspector principal, Vânzaru Sebastian. Împreună cu noi și noi această activitate am realizat-o, vreau să știți, împreună cu un club al motocicliștilor, da? Clubul polițiștilor motocicliști. Și l-avem alături de noi pe domnul Cebotariu Mirel, care este președintele acestui club și care, vreau să vă spun că se implică foarte mult în activități preventive. Vreau să înțelegeți că aceasta este o activitate preventivă, da? Vrem să fiți atenți și să înțelegeți ceva din această activitate. Întâlnirea, găzduită de poligonul Autovasului, la care au participat peste 130 de liceeni, a avut drept scop îndrumarea tinerilor spre un comportament civilizat în viața de zi cu zi ca motociclist și pasager. Stimați elevi, în primul rând ar vrea să vă mulțumesc pentru că ați venit într-un număr mare la această activitate și, bineînțeles, organizatorilor. Deoarece, din punctul meu de vedere, prevenirea accidentelor rutiere în rândul adolescenților și tinerilor este, de fapt, o necesitate. Iar, în al doilea rând, ar trebui să facă parte din educația generală, din educația globală a dumneavoastră. De asemenea, cred că înțelegerea în profunzime a fenomenului de prevenire vă va ajuta și ne va ajuta să avem grijă de integritatea personală, adică de a ajunge în siguranță acasă, de a pleca de acasă în siguranță, de a ne plimba în siguranță și așa mai departe. Tot felul de aspecte care țin de prevenirea în domeniul accidentelor rutiere. Într-o altă ordine de idei, mi-aș dori ca astăzi să plecați de aici cu un bagaj de cunoștințe cât mai bine însușite și să rețineți aspectele importante care vă vor fi de ajutor pe parcursul anilor și să le transmiteți și colegilor dumneavoastră, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt imperios necesare. Și nu uitați, viața are prioritate. Cu ocazia activităților desfășurate pe linie de circulație rutieră, s-au purtat discuții despre riscurile la care ne supunem și regulile pe care trebuie să le respectăm în stradă. S-au prezentat prevederile legale și norme juridice care reglementează regimul juridic al vehiculelor moto. Tinerii sau viitorii motocicliști au primit sfaturi utile cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l manifeste în trafic, în zona trecerilor pentru pietoni, a indicatoarelor rutiere și a zonelor ce se pot dovedi periculoase, dar și la modul de comportare al unor eventual pasageri. Eveniment rutier în care a fost implicat un conducător de motocicletă care nu avea permis de conducere, da? Și a comis și o infracțiune de conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere și totodată a accidentat o altă persoană, da? A vătămat corporal. Dar tot un tânăr care a condus fără a deține permis de conducere. Deci, ce trebuie să facem? Primul rând, să obțineți permisul de conducere, da? Într-o școală să dați, să faceți școala, într-o școală autorizată, să dați examen, să obțineți permisul de conducere. După aceea aveți dreptul să conduceți mopede, să conduceți motociclete. Și totodată să respectați regulile de circulație. Ce se întâmplă cu tinerii? Ce am observat? Eu vă dau câteva idei. Acum, dumneavoastră, dacă aveți permis de conducere, știți reguli de circulație. Ce se întâmplă? Se grăbesc motocicliștii. N-au răbdare.
să stea în spatele celorlalte autovehicule. Am observat că sunt tineri care vin cu motocicleta de acasă, vin la școală. Ce fac? Dacă este un șir de autovehicule, dacă sunt staționate autovehicule, iar pe banda a doua se circulă, ce fac? Se circulă printre cele două șiruri de autovehicule. Este corect? Nu. Da? Deci nu este corect. Deci ca și orice alt autovehicul, mașină, autovehicul trebuie să păstrăm șirul, da? Sau dacă este o coloană de autovehicule oprită la semafor, la fel, n-au răbdare să stea în spate. Se duc până în față, până în dreptul semaforului. Se cheamă depășirea coloanei oprită la semafor. Dacă un conducător de motocicletă care are dimensiunile cum? Sunt mai mici, nu? Sunt mai mici la dimensiuni față de un autovehicul, un autocurit. Ia uitați, sunt mai mici, da? Se strecoară. Dacă facem stânga-dreapta, de pe o bandă de circulație pe cealaltă, știți ce înseamnă? Este o noutate în legislația rutieră, se numește comportament agresiv, care se sancționează cu amendă și cu reținerea permisului de conducere pentru 30 de zile. Deci sunt niște reguli stabilite, clar, în ordonanță de urgență a Guvernului 190/2002, reguli de circulație privind depășirea, privind schimbarea direcției de mers, privind circulația pe benzi, da? Privind zgomotul pe care îl fac unii conducători de autovehicule. Sunt reguli de circulație stabilite și multe alte reguli, da, stabilite în legislație, pe care trebuie să le respectăm. Da? Dacă nu sunt respectate, înseamnă sancționare, înseamnă reținerea permisului, a certificatului sau poate să însemne ceva care este mult mai grav, da? Înseamnă evenimente rutiere. Totodată, polițiștii, specialiștii Registrului Auto Român și reprezentanții cluburilor moto au răspuns întrebărilor adresate de tinerii participanți la trafic în chestiuni ce țin de prevederile legale, echipament și echipare, precum și respectul oferit tuturor categoriilor de participanți la trafic. Nu suntem niște sperietori de infrastructură, cum încearcă să vă insufle sau după cum zâmbiți la mine. Noi, alături de Poliția Rutieră, mergem la starea tehnică a autovehiculelor dumneavoastră. Alături de starea tehnică, corespunzătoare a autovehiculului pe care îl conduceți dumneavoastră și cu respectarea regulilor de circulație, toate acestea, cei doi factori vă determină să ajungeți sănătos în punctul B unde v-ați propus dumneavoastră. Trebuie să știți că noi, atunci când vă oprim în trafic alături de Poliția Rutieră, vă verificăm, în primul rând, dacă inspecția tehnică a autovehiculului respectiv este în termen. Pentru că o inspecție tehnică, într-un anumit, neexpirată, înseamnă că autovehiculul dumneavoastră este bun tehnic, vă puteți și vă deplasați în siguranță, vă puteți deplasa în continuare în siguranță. Dar am întâlnit și cazul de autovehiculuri care aveau această inspecție expirată, poate chiar și de aproape un an. Am întâlnit vehicule cu defecțiuni tehnice grave care constituiau un pericol la regimul circulației și care puneau un pericol nu numai viața lor, ci și viața celorlalți participanți la trafic. Așa trebuie să privim lucrurile. Deci, repet încă o dată, nu suntem sprijinitori. Suntem cei care vedem alături de Poliția Rutieră la siguranța dumneavoastră. Din anumite considerente, eu știu, lipsa banilor, a neglijenței sau a inconștientizării efectului unor aspecte, dumneavoastră vă mai strecurați printre ceilalți conducători, unii se mai strecoară printre conducătorii auto și cred că au făcut un act de bravadă pentru că au trecut pe lângă echipajul rar și nu i-a prins. Dar să știți că întotdeauna ulciorul nu merge din multe ori la. Și odată și odată tot veți fi depistat și consecințele sunt felice. Sper să fie numai așa, ridicarea certificatului.
revedirea defecțiunii și după care puteți intra în posesia acelui certificat care vă ajută să circulați pe drumul de frumos. Vis-a-vis de motocicliști, eu îi respect foarte mult. Sunt niște oameni deosebiți, dar printre altele vreau să vă spun că sunt și motocicliști care suferă de teribilism. Teribilismul nu este o caracteristică doar unui anumit din vârstă. Nu știți, nu dumneavoastră sunteți singuri vinovați în teribilism. Conducători de motocicleti și de altă vârstă care suferă de problema asta și fac modificări, în special la țava de eșapament a motocicletei, scoțând anumite elemente ca să obțin un zgomot extraordinar. Toate fetele din cartier se întoarcă capul după el. Dar lucrurile astea deranjează pe cei care vor să odihnească, cei care a doua zi merg la muncă. De obicei, dumneavoastră alegeți ore târzii din noapte, că atunci efectul este maxim. Da? Iar la... și nu este corect, în primul rând, față de oameni respectivi. Și noi trebuie să îi respectăm și pe acei oameni care nu au motocicletă, trebuie să îi respectăm și pe ceilalți participanți la trafic, pentru că dumneavoastră, colegii noștri, avem deseori reclamații vis-a-vis de faptul că motocicletele din oraș fac zgomot, fac minuțe și așa mai departe. Și atunci intervenim noi pe cât posibil. Eu sunt conștient de faptul că în școlile unde vă învățați de arta conducerii motocicletelor, vi se prelucrează aceste lucruri. Dar se întâmplă un lucru total adevărat. O lună de zile ați uitat ce vă spun domnul instructor și faceți după cum vă spune prietenul de la etajul 2. Dar am mai ținut cont că nu sunteți singuri pe respectivele șosele. Pe parcursul activității, tinerii au răspuns pozitiv la activitățile prin care au fost stimulate diverse situații întâlnite în trafic, conștientizând totodată și importanța respectării regulilor de circulație.